Asociația Litoral, Delta Dunării și patronatele din turism au anunțat luni lansarea ediției de toamnă a programului Litoralul pentru Toți, cu sejururi în extra sezon pe litoralul românesc, pornind de la 205 lei de persoană pentru 6 nopți de cazare. Oficialii patronatelor din turism precizează că la această ediție sunt practicate aceleași tarife ca la ediția de primăvară. Programul se va desfășura în perioada 31 august-11 octombrie. Prețurile din acest an sunt foarte bune, apreciază reprezentanții agențiilor de turism din Sălaj. De exemplu, pentru zona Mamaia Constanța-Eforie, tarifele maximale pentru un sejur de 6 nopți pe persoană sunt de 205 lei la hotelurile de Ostia, fără mic dejun, și de 235 de lei la un hotel de 2 stele, ajungând la 265 de lei la unitățile de cazare de 3 stele. Pentru turiștii care aleg să stea la un hotel de 2 stele, varianta cu mic dejun, prețurile ajung la 350 lei de persoană pentru 6 nopți de cazare și merg până la 425 de lei la hotelurile de 3 stele. Pentru un sejur de 6 nopți de cazare la un hotel de 4 stele cu mic dejun, prețul este de 485 de lei, respectiv de 605 lei pentru hotelurile de 5 stele, precizează Corina Mureșan, reprezentantul agenției TUI Travel. De asemenea, ca și la ediția precedentă, turiștii beneficiază de o opțiune suplimentară, varianta all-inclusive, care asigură toate cele trei mese servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele la plajă. Tarifele maximale pentru sejururi all-inclusive de 5 nopți de persoană ajung la 765 de lei la hotelurile de 3 stele, 875 de lei în cazul hotelurilor de 4 stele și 985 de lei preț all-inclusive la unitățile de 5 stele.